Aproape de sfârșitul anului liturgic, Biserica sărbătorește în mod solemn regalitatea lui Hristos, Regele Universului. El este Domnul istoriei și al omenirii și, în ciuda contradicțiilor vieții de astăzi, așteptăm cu nerăbdare manifestarea sa finală. În Ierusalim se află comunitatea Regnum Christi. Mișcarea s-a născut în Mexic în 1941 pentru a vesti împărăția lui Hristos în viața omului și a societății. El Regnum Christi realiza su misión de una manera muy variada. Regnum Christi își desfășoară misiunea într-un mod foarte variat în rândul familiilor, în rândul laicilor, dar mai presus de toate se angajează să formeze educatori în biserică. Lucrăm prin intermediul centrelor educaționale, școli, universități, centre de evangelizare și opere de apostolat, dar și prin mass media, opere sociale foarte variate. Lucrăm într-o multitudine de realități, dar mai ales în centre educaționale. De medios de comunicación, de obras sociales, tenemos una gran variedad, pero especialmente centros educativos. Părintele Fernando povestește cum din 2004 acestei comunități s-a încredințat administrarea și deservirea Institutului Pontifical Notre-Dame, comandat de Papa Paul al VI-lea, unul dintre sediile Sfântului Scaun din Țara Sfântă. Clădirea funcționează ca o mare casă de oaspeți care primește pelerini din întreaga lume. În interior se află o capelă în care se celebrează zilnic liturghia, se poate participa la adorația euharistică, la spovadă și se poate beneficia de orientare spirituală. La Institutul Notre-Dame există o expoziție permanentă a unei reprezentări a Sfântului Giulgiu din 2006. Bianca Matos, o braziliancă membră a mișcării de 27 de ani, este cea care se ocupă de ea, o ocazie de a ne apropia de întâlnirea cu pătimirea, moartea și învierea lui Hristos. Este foarte frumos că mai mulți ghizi propun să veniți aici pentru a vedea Sfântul Giulgiu înainte de a vizita Sfântul Mormânt. Este o modalitate pentru ca oamenii să afle mai multe despre poveste, pasajele din Evanghelie, care relatează pătimirea lui Hristos prin intermediul detaliilor din Giulgiu. Misterul lui Hristos în mijlocul lumii, spune Bianca, nu este unul eteric, ci real, și acesta este cel care dă sens vocației sale. Întâlnirea personală cu Hristos a fost foarte importantă pentru viața mea. Am întâlnit un loc, o familie, în care am putut să am o experiență cu Hristos cel viu. Este o familie foarte activă în apostolat și acesta este chipul pe care îl contemplăm în Regnum Christi, chipul lui Hristos, apostolul. La fiesta de Cristo Rei es celebrar y recordar că el Señor Cristo es el Rey. Sărbătoarea lui Hristos Rege înseamnă să celebrăm și să ne amintim că Domnul Hristos este Regele Universului, Regele Lumii. Chiar dacă de multe ori nu vedem această împărăție realizată, vedem cum Hristos este respins de multe ori de-a lungul istoriei, dar în fiecare an reafirmăm și ne amintim: Hristos este Regele Lumii, Hristos este Domnul, mai ales în acest pământ, unde El însuși a început să semene împărăția sa. Precisamente comenzó a sembrar su reino en este mundo.